Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Faruk Turgut a anunțat când va fi difuzat seria Kızılcık Şerbeti. Din cauza cutremurului, lucrările multor serii au fost anulate. Deși unele serii continuă, este foarte important ca acestea să fie anulate, întrucât se crede că multe dintre echipamentele folosite în serie vor fi foarte utile în zona cutremurului. Faruk Turgut, unul dintre principalii producători turci, a anulat decorurile și a trimis echipamentele folosite pe tine în zona cutremurului. Mulți actori precum Sıla Turkoğlu, Rahim Khan Kapkap, Selim Turkmen au mers imediat în zona cutremurului și au participat la piesele de acolo. Selim Turkmen și Rahim Khan Kapkap sunt încă în zona cutremurului. Mulți fani din Turcia și din întreaga lume se întreabă, de asemenea, când vor fi difuzate din nou Kızılcık Şerbeti și alte seriale. Celebrul producător și regizor Faruk Turgut a făcut o declarație despre când vor începe lucrările de platou și când va fi difuzat serialul. În declarație, acesta a arătat că lucrările la platou au fost amânate până pe 20 februarie și că, în cazul unei situații proaste, această perioadă va fi prelungită. Faruk Turgut, care nu a comentat cu privire la transporturile în curs, a spus că ar trebui să încetăm să judecăm oamenii și să ne gândim la modul în care putem fi mai de ajutor victimelor cutremurului de acolo. Suntem de acord cu el. Trebuie să ne concentrăm pe a ajuta oamenii de acolo. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi. La revedere!